Am revenit la discuția noastră cu domnul Guranda. Nu uitați, puteți să ne sunați 0264 504 866 sau puteți să ne scrieți pe pagina noastră de Facebook. Am rămas înainte de pauză la tot ce a însemnat lupta aceea emoțională, urmând să trecem la când ați descoperit că este de fapt Lyme. Când ați aflat și cum a fost acel moment când în sfârșit ați reușit să integrați toate informațiile pe care le-ați adunat de-a lungul anilor într-o boală până la urmă. După circa 5-6 ani de zile, deci asta era prin 2002-2003, soția mea pe vremea aceea era în ultimul an de colegiu medical și ajutam la lucrarea de licență. Simptomele ajunseseră să se complice, să se agraveze atât de mult, încât realmente de acum mi era foarte clar că ceva mă ucide încet și sigur. Și tot spuneam soției, uite, știi ce? Este o chestie, nici nu știu, este ceva în mine, nu știu ce să-i spun, care mă omoară. Nu se mai termină, mă ucide încet și sigur. Ei, deci pe lângă toate durerile astea articulare, care au ajuns să-mi cotropească tot trupul, pe lângă tot felul de stări de rău, amețeli, senzația că nu sunt eu, că sunt spectator la propria mea viață, că sunt într-un vis și că ceea ce mi se întâmplă este ca și cum m-aș privi eu pe mine din afară. Ca depersonalizare. Depersonalizare așa, cruntă. O stare de oboseală teribilă, cronică, vreau să spun, o epuizare totală. Deci, dincolo de toate simptomele astea, prin 2002 au apărut tulburări de somn grave. La început mă sculam de mai multe ori pe noapte, apoi am început să nu mai pot să adorm ușor din pricina acestor dureri, după care s-a scurtat foarte mult și perioada de somn. Evident că pe fondul ăsta, luni de zile și ani de zile, da, deci de niște ani de zile o târam așa, au început să apară și alte simptome, de data asta chiar psihiatrice. Interesant că acestea au apărut după cele fiziologice sau, mă rog, de natură fiziologică. Deci v-ați gândit la un moment dat că poate ar fi o boală psihică cea pe care o aveți? Sau nu, n-am apărut... Nu, niciodată n-am avut această îndoială, niciodată nu mi-a trecut prin minte așa ceva. Dimpotrivă, îi spuneam soției și ea era martoră la toată povestea asta. Uite, întâi s-a dezvoltat o simptomatologie care ține de corp, de organism, e niște dureri. Mă rog, nu le poți dovedi în afară cuiva, dar omul te crede, te vede, te înțelege, te miști greu, nu te mai poți întinde, nu mai poți face lucrurile pe care le făceai. În fine, și uite-te, acum au început să dezvolte niște simptome psihiatrice de-a dreptul. Adică vreau să spun o anxietate teribilă. Vă întrerup, avem un telefon. Cu plăcere. Alo. Bună seara. Bună seara. Din București Bună seara. Pentru că noi suntem campioni aici la Căpușe. Pentru că avem cei mai mulți timp vagabonzi din țară. Și vreau să întreb pe invitat cam cât bani cât a costat șpaga în total în acești ani, dacă a făcut un calcul, și cam ce notă ar da sistemului medical din România sau medicilor. Sigur că da, vă mulțumim. Și vreau să vă întreb și pe dumneavoastră dacă s-a îndrăgostit vreun pacient vreodată de dumneavoastră și cum ați reacționat. Bine, o să încerc să vă răspund. Ok, o să vă răspunde domnul Guranda pentru început. Noapte bună, o seară plăcută. Am să încep cu șpaga. Nu am fost nevoit să dau șpagă și nu mi s-a părut normal să dau șpagă. N-am avut de ce să dau șpagă. Nu fac acum aici un act de bravură. Realmente am apelat la medici, la sistem, exact așa ca un om de rând și am fost tratat, eu zic că am fost tratat în marea majoritate a cazurilor, chiar dacă pe bucăți, repet, nu s-a putut integra constelația asta de simptome pe care am avut-o și nu s-a putut da un nume, n-a putut fi pusă sub o etichetă, uite, asta e boala de care suferiți dumneavoastră. Totuși, cred că pot să spun că medicii și-au făcut datoria bine, așa, în dreptul lor, cum au putut, cum au știut ei. N-am avut nevoie de, eu știu, un tratament preferențial și nu am încercat să cumpăr, cumva.
Referitor la nota pe care aș da-o sistemului, ar fi, cred că aș da exact aceeași notă pe care, spre exemplu, doctorul Armin Schwarzbach de la Borreliose Centrum din Augsburg o dădea sistemului german. Când îmi povestea mie, personal, că unui neamț, și repet, în landurile de sud ale Germaniei, boala este chiar foarte răspândită, cunoscută. Există și un vaccin în Austria și în landurile din sudul Germaniei pentru forma encefalitică a acestei boli, când îmi povestea dânsul că în medie unui bolnav cronic de Lyme, german, deci din Germania, îi ia cam 4 ani de zile și 15 medici până se diagnostichează corect. Deci trece pe la 15 specialiști sau, mă rog, medic de familie plus specialiști. Până când află răspunsul. Deci aș da exact aceeași notă. Este o boală greu de, eu știu, de pipăit, de cunoscut, pentru că ea nu este așa cum se descrie în carte întotdeauna. În marea majoritate a cazurilor este atipică, mai ales în anii din urmă. Pacienții au simptome care variază de la unul la altul chiar foarte mult. Poate fi un nucleu comun, dar minim. Dacă între pacienți variază simptomele. Tocmai de asta cred că e și greu de depistat ce se întâmplă. Exact. Pe de altă parte, ea este, pentru că mimează boala cu 1000 de fețe, mimează foarte multe alte boli, inclusiv tulburări obsesiv-compulsive, bipolaritate, eu știu, atacuri de panică. Revenind la problemele psihiatrice pe care le-ați întâlnit. Exact. Și au apărut fobii care, mai de care, eu știu, complet inexplicabile. Dau un exemplu foarte simplu. Eu, care chiar sunt un înotător pasionat și îmi place apa foarte mult de când mă știu eu, m-am trezit la un moment dat că nu mai pot sta în cadă cu apa până la gât. Deși stăteam câte o oră jumate, două în cadă. Îmi făcea plăcere. Am zis, ok. Ce simțeați? M-a apucat o stare de neliniște, inexplicabilă, și senzația că dacă nu ies de acolo, se întâmplă ceva rău. Nu știu, mă sufoc, mor. O să mi se oprească inima în loc. Repet, din punct de vedere rațional, n-avea nicio logică, dar asta era trăirea. Bun, am făcut apa mai rece, am lăsat-o până la brâu. O vreme a mers așa, după niște săptămâni sau eu știu mai mult, în fine, n-am mai putut să suport nici așa. Am zis, bun, ok, fac duș. Apoi n-am mai putut să suport apa nici cu dușul pe mine și a trebuit să mă spăl cu un prosop umed. Am început să nu mai pot să stau în locuri cu aglomerate, să zicem în troleibuz, în tramvai. Dacă se închideau ușile și era aglomerație, aveam senzația că mor acolo. Vi s-a întâmplat să faceți atacuri de panică de-a lungul anilor? Nenumărate atacuri de panică, de care eu habar n-aveam până atunci, ce înseamnă un atac de panică. Și așa, out of blue, din senin, mă trezeam realmente că acum n-am aer, mă sufoc, inima o ia razna și chiar apăreau niște simptome fiziologice. Evident că pe măsură ce cercul se închidea, te ambalai, intrai în acest joc nefast și simptomele se agravau. Exact. S-a întâmplat să aveți și, spuneați, de tulburare obsesiv-compulsivă. Da, gânduri negre, gânduri... Pe fondul acestor dureri care trenau de atâția ani de zile și a lipsei de somn, a apărut o stare depresivă, din ce în ce mai puternică, cruntă chiar la un moment dat. Și bineînțeles că cred că unul din simptomele marcante în depresie sunt gândurile negre, extrem de lipicioase, de care nu poți scăpa oricât ai vrea să le împingi cu voință, să le dai la o parte, ele revin. Și se rulează în mintea ta, în ciuda voinței tale, aproape nu poți face nimic. Practic, împotriva cu cât încercăm să le îndepărtăm mai mult, cu atât ele vin mai intense înapoi. Exact. Și bineînțeles că la un moment dat începi să spui problema dacă mai ești, chiar tu începi să spui problema dacă ești întreg la minte sau bun, știu, mi-aduc aminte că am fost întreg la minte, dar... Nu cumva sunt pe punctul de a o lua cu adevărat razna, de a-mi pierde mintea. Deci până la nivelul ăsta am ajuns. Deci, practic, marea majoritate, pe lângă aceste simptome depresive despre care ați spus, au fost simptome care țin de anxietate, de frici diverse pe care le-ați dezvoltat de-a lungul timpului. Apropo de ce spuneați mai devreme, că începeați să vă întrebați dacă oare nu cumva o iau razna, vă gândeați și atunci când ne spuneați de faptul că vă era frică de apă, că s-ar putea să muriți, că dacă mi se oprește inima atunci, ați început să vă puneți întrebări
existențiale cumva, ce înseamnă moartea, ce înseamnă viața, de ce am ajuns aici, unde mă duc de acum încolo, atunci în momentele acelea de panică, de când nu știați ce să faceți? Ei, mi le pusesem eu cu mai multă vreme în urmă, dar sigur în contextul în care suferința fizică este dublată și de o suferință psihică, pentru că evident durerea fizică stârnește o furtună în suflet și te biciuiește așa până când ani de zile la rând deja nu mai poți suporta. Evident că toate rezolvările la problemele majore ale vieții, eu știu de ce trăiesc, ce va fi după, mai este un după, nu mai este nimic, există Dumnezeu, nu există, are viața vreun sens, nu are, toate lucrurile le privești dintr-o perspectivă extrem de abruptă, de radicală, de dureroasă. Nu mai sunt niște răspunsuri intelectuale, ci sunt niște probleme existențiale extrem de puternice și greu de suportat, de suferit. Pentru că orice răspuns, oricât de limpede va fi fost înainte răspunsul, luminos, clar, să zicem, dom'le, eu cred că omul supraviețuiește cumva, într-o formă, după gropii, mormântului. Trebuie să existe un Dumnezeu, altfel nimic n-are sens. Uite, în om există o nevoie, o sete de sens și așa mai departe. Toate răspunsurile astea luminoase pălesc și chiar vreau să spun, sunt puse la mare încercare, la îndoială chiar, în momentul în care suferința te pune la respect și suferința fizică te pune la respect. Nu poți trimite, mă scuzați, nu poți trimite la plimbare cu un simplu raționament. Discutam înainte de pauză sau după, nu mai amintesc exact momentul, despre soția dumneavoastră. Răspuneați că este un înger pentru dumneavoastră. Vă gândeați atunci că sunteți o povară pentru ea și că ceea ce ea trebuie să ducă este foarte greu? E cumplit, mai ales pentru un bărbat, să vezi că încep să nu-ți mai poți face treaba, munca la servici și acasă, așa cum o făceai înainte, și îți dai seama că ești o povară nu numai pentru tine, că nu-ți mai poți ajuta familia, ci că realmente ești chiar o povară pentru soția ta, pentru copiii tăi. Este nu doar umilitor, este exasperant și teribil de dureros. Oricât de binevoitor ar fi omul de lângă tine, și eu am găsit înțelegerea asta la ea, toată încrederea și tot creditul pe care mi l-aș fi putut dori, totuși te simți groaznic, simți că realmente ești în plus, ești a cincea roată la căruță, ba mai mult de atât, ești mocirla în care căruța familiei s-a împotmolit. Cum încercați să discutați atunci cu ea? Ce îi spuneați sau ce vă spunea ea dumneavoastră? Era foarte greu, pentru că, pe de o parte, îmi venea și îi spuneam, eu știu ce simptome am și ce se întâmplă și nu știu ce, iar pe de altă parte, o grămadă de simptome nu îi le povesteam. Parcă puteam să-i povestesc, eu știu, toate fricile care apăruseră și dăduseră peste mine. Puteam eu să-i povestesc despre toate atacurile de panică prin care treceam. Uneori mi s-a întâmplat să se de față cu ea, da? Și i-am cerut ajutorul sau sprijinul. Hai să ieșim un pic să ne plimbăm, că mi-e rău, nu mă simt bine, uite, nu pot să respir, ceva nu e în regulă cu mine, inima mi-a luat o razna, m-a luat o amețeală, o stare de neliniște, de panică, nu știu, se întâmplă ceva cu mine, mă sfârșesc. Dar de cele mai multe ori încercam să duc povara asta singur. Și bineînțeles că la un moment dat nu mai poți. Și te rupi, te prăbușești. Luăm o nouă pauză de publicitate. Ne revedem în scurt timp și o să avem invitată și pe doamna Guranda, pe soția care i-a fost alături atâta timp, fără de care lupta pentru viață cu siguranță era foarte, foarte dificilă, dacă nu imposibilă. Și ca să-i răspund domnului care ne-a sunat mai devreme, nu știu să se fi întâmplat acest lucru, dar cu siguranță mi-ar plăcea să cred că am în ghilimele un pacient acasă care o să fie timp îndelungat îndrăgostit de mine, așa că ne vedem în scurt timp.